v-am regăsit la rubrica Meteo. Soarele și-a făcut apariția pe cer, mercurul a indicat în termometre temperaturi mai ridicate, iar ploile au încetat să mai apară. Aceasta este descrierea unei săptămâni capricioase. La Reghin s-au înregistrat 23 de grade, 25 la Târgu Mureș, iar la Deda 20 de grade Celsius. Cum nicio bucurie nu ține prea mult timp, meteorologii ne anunță că de mâine vremea își va face din nou de cap. Ploi sporadice, precum și furtuni însoțite de descărcări electrice, pot să apară în întreg județul Mureș. La Reghin sunt prognozate 21 de grade, 22 la Târgu Mureș, iar la Deda 17 grade Celsius. Prognoza meteo se încheie aici. Sunt Anita Șarcan și vă doresc o zi frumoasă în continuare.